Îi folosim zilnic când mergem la supermarket sau la cafenea, achităm serviciile sau taxa pentru transport. Ba mai mult, fără bani nu am putea vorbi despre bugete, transferuri, salarii și chiar credite. Totuși te-ai gândit vreodată când au apărut primii bani și cum au evoluat de la primele monede din metale prețioase până la bancnotele moderne, cardurile bancare sau criptomonede? Ești pe pagina de istorie. Dacă îți plac videoclipurile noastre, nu uita să te abonezi la canalul nostru. În acest videoclip vom vorbi despre istoria banilor. Banii există de aproape la fel de mult timp ca și oamenii. Au evoluat de la un simplu sistem de schimb până la un element care ghidează aproape fiecare acțiune pe care o facem. Banii sunt un limbaj, o modalitate de exprimare a valorii pentru a efectua schimburi de bunuri și servicii între ființe umane. Este o credință, o tehnologie dezvoltată pentru a putea tranzacționa și stoca valoare în timp. Banii sunt un mijloc de schimb esențial care poate lua mai multe forme. Indiferent dacă banii sunt reprezentați de o mărgea, de o monedă de metal, de o bancnotă de hârtie sau de un șir de coduri generate de un calculator, valoarea lor nu este determinată de forma lor. Valoarea tuturor banilor este determinată de importanța pe care alți oameni o acordă acestora ca instrument de schimb. Banii sunt folosiți în principal ca mijloc de schimb, unitate de măsură și depozit de bogăție. Conceptul de bani există de mii de ani, astfel încât este dificil de identificat inventarea sa. Există dovezi ale utilizării banilor în civilizațiile antice din Mesopotamia și Egipt, unde se foloseau tăblițe de lut, pentru a înregistra datoriile și tranzacțiile. Cu toate acestea, se crede că primele forme fizice de bani au apărut în China în jurul anului 1000 înainte de Hristos, sub forma cochiliei de scoică ca monedă. La început a fost trocul. Trocul presupune schimbul de bunuri sau servicii între oameni pentru a-și îndeplini anumite nevoi, Acțiunea de troc a apărut acum aproximativ 6.000 de ani pentru că oamenii dispuneau de resurse limitate, iar schimburile erau necesare în triburile din Mesopotamia. Astfel, fenicienii au adoptat și ei sistemul de troc și au început să facă schimburi cu diferite triburi și orașe situate lângă Oceanul Atlantic. Un bun foarte valoros pentru oameni din acele vremuri era sarea. Pentru soldații romani, de exemplu, sarea era atât de importantă încât alegeau să își primească salariul în sare, pe care mai apoi o schimbau cu diverse obiecte. Astfel, cuvântul salariu și are etimologia în latinescul salarium, care se traduce ca fiind plata în sare. Ideea de a schimba un produs precum sarea cu cupru sau pieile cu grâu era ceva teoretic simplu atunci când trocul apare în istoria omenirii. Dar adevărul este că acest tip de schimb era greu de realizat, mai ales că părțile într-un barter au început să caute să poziționeze cel mai bun schimb posibil pentru produsele lor. Cunoscuta tocmeală s-a născut odată cu primul troc și odată cu el îndelungata sa istorie. Dificultățile inerente trocului au dus la utilizarea diferitelor bunuri pentru a facilita schimburile. Aceste bunuri transformate în instrumente generale de schimb au devenit primele forme de bani. De-a lungul istoriei, multe tipuri de bunuri au fost folosite ca mijloace generale de plată. De-a lungul timpului, s-au căutat mărfuri cu valoare stabilă, valoare mare în raport cu volumul lor și disponibile în cantități suficiente pentru a satisface cerințele. De asemenea, s-a cerut ca acestea să fie mărfuri ușor de depozitat, care să poată fi transportate fără dificultate, divizibile, inalterabile și neperisabile. În jurul anilor 770 înainte de Hristos, China a renunțat la trocul cu obiecte propriu-zise și a început să folosească mici miniaturi reprezentative ale obiectelor schimbate. Miniaturile erau făcute din bronz și se dovedeau a fi mult mai comod și mai ușor de operat. Potrivit multor istorici, în aceeași perioadă, în regatul Lidiei, în Turcia de astăzi, au fost emise primele monede reglementate. A apărut în timpul domniei regelui Aliates și au fost făcute din electrum un amestec natural de aur și argint. Aceste monede reprezentau simbolul regal, un leu. Fiul lui Aliates, Cresus, a reformat moneda regatului, introducând monede de argint și monede de aur. Curând o astfel de monedă a început să apară și în alte părți ale lumii. Astfel a fost creată o modalitate mai ușoară și mai confortabilă de a schimba produse, lăsând deoparte cerealele, lingourile și chiar bovinele. Moneda s-a răspândit în diferite regiuni până când a început chiar să aibă simboluri sau desene pe față. Unul dintre primii care a avut fața pe o monedă a fost Alexandru cel Mare. Monedele ridicau însă la rândul lor probleme. Atunci când doreau să cumpere bunuri costisitoare, oamenii aveau nevoie de o cantitate mare de monede care era greu de transportat. Chinezii au fost cei care au rezolvat această problemă. Ei au introdus banii din hârtie deoarece nu aveau resurse suficiente de cupru pentru a bate monedele de care aveau nevoie. Au urmane gustorii italieni care au început în secolul al XI-lea să utilizeze cambii în locul cantităților mari de monede. Tot în secolul al XI-lea au început să apară primele banknote în mâna împăratului mongol cu Balican. În acest caz, facturile erau certificate de existența unui depozit de aur într-o bancă asemănător cu ceea ce cunoaștem astăzi ca un cec. Utilizarea banknotelor a continuat să se extindă. În Europa, primele bancnote au apărut în Suedia în anul 1661, tipărite de schimbătorul de bani Johan Palpstrup, care le-a dat ca și chitanță celor care depuneau aur sau argint la banca Stockholm. În Spania au ajuns în 1780 în timpul domniei lui Carlos al III-lea și utilizarea lor a devenit rapid populară, deoarece erau mult mai confortabil de purtat decât monedele. Astfel nu a mai fost nevoie să car celebra geantă plină de monede. Cecul la rândul său provine din practica bancară a Angliei în secolul al XVIII-lea, dar abia în secolul al XIX-lea a început reglementarea sa legală. În Anglia este promulgată prima lege a cecurilor în 1852, Franța urmează în 1865 și exemplul este urmat de alte țări. Pe măsură ce anii au trecut, a fost nevoie de modalități mai ușoare și mai rapide de a avea bani și de a dobândi diverse lucruri. Așa se face că în 1914 cardurile de credit apar la compania Western Union, care oferau clienților selectați un card care le permitea să aibă o linie de credit fără nicio taxă. În jurul anului 1958 au fost create Banca Mericard, astăzi cunoscut ca Visa, și Asociația de Carduri Interbancare, astăzi cunoscută sub numele de Mastercard. În același an, American Express a lansat primul card de credit din hârtie, dar un an mai târziu acesta a fost înlocuit cu plasticul. De-a lungul istoriei, tot mai multe guverne au trecut de la monede reprezentative, deci legate de un etalon, la monede fiduciare. Acestea, din urmă, nu se bazează pe un etalon real, cum ar fi aurul sau argintul, valoarea lor fiind determinată de guvern și bazându-se doar pe buna credință. De aici și termenul de monede fiduciare. Odată cu această dezvoltare a sistemului monetar modern, s-au creat și avantaje importante ale cererii, ale ofertei și a disponibilității banilor. Tranzacțiile au devenit mai rapide și mai sigure, iar problema schimbului de bunuri și servicii la nivel național sau internațional a început să fie rezolvată. În perioada modernă, sistemul monetar a cunoscut numeroase schimbări care l-au adaptat la diversele nevoi ale societății, precum apariția tehnologiei și schimbările sociale ale timpurilor. De-a lungul istoriei, banii au jucat un rol extrem de important pentru dezvoltarea economiei mondiale și în special pentru facilitarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, oamenii au descoperit de asemenea latura negativă a sistemului monetar, cum ar fi inflația, deflația și instabilitatea financiară. În plus, în anumite momente, băncile și finanțele au fost folosite și pentru a sprijini puterea politică și pentru a dezvolta și conserva inegalitățile economice. Moneda euro Înainte de introducerea monedei euro pe 1 ianuarie 2002, majoritatea țărilor europene aveau propriile banknote și monede. Când oamenii călătoreau în străinătate, trebuiau să schimbe bani. Acest lucru nu mai este însă necesar în zona euro, deoarece moneda euro a înlocuit monedele țărilor respective. În 2002, 15 miliarde de bannote euro au împânzit lumea, o cantitate suficientă să acopere 15.000 de terenuri de fotbal. Puteți utiliza moneda euro în 20 de țări ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și țările de jos. Toate bancnotele și monedele pot fi utilizate în toate statele membre care au adoptat euro, inclusiv în multe teritorii de peste mări, precum insulele Azore, insulele Canare, Ceuta și Melila, Guiana franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Maiot, Reunion, San Bartelemei, Saint, -Barteleme, Saint Pierre și Michelon. Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul Utilizează euro ca monedă națională de comun acord cu UE. Euro este de asemenea folosit în Kosovo și Muntenegru. Criptomonedele Societatea actuală a dezvoltat și alte forme de valută, cum ar fi criptomonedele, care se bazează pe blockchain și care oferă o alternativă la sistemul bancar tradițional, dar și o provocare pentru politicienii din întreaga lume, economia monetară și sistemele juridice. Criptomoneda este o monedă digitală foarte sigură care se folosește de criptografie pentru a obține această siguranță. Multe dintre criptomonedele ce pot fi cumpărate și vândute pe platforme de tranzacționare sunt descentralizate și se bazează pe tehnologia blockchain. Spre deosebire de monedele clasice, criptomonedele nu sunt emise de nicio autoritate centrală și nu pot fi manipulate de niciun guvern din lume Ceea ce le face extrem de atractive. Criptomoneda poate să aducă o mulțime de avantaje. Asigură un mediu de tranzacționare descentralizat, nu face publice datele personale ale utilizatorilor, le permite utilizatorilor să aibă mereu control asupra tranzacțiilor pe care le fac, asigură un transfer foarte rapid. Indiferent de locul din lume în care se trimite și nu există nicio limită în ceea ce privește valorile tranzacționate. Istoria banilor este una dintre cele mai complexe și fascinante povestiri din istoria omenirii, deoarece banii au jucat întotdeauna un rol crucial în viețile oamenilor, de la tranzacțiile obișnuite până la războaie între națiuni, politică și economie mondială. În concluzie, istoria banilor este mult mai complexă decât ne-am putea imagina. De la obiecte primitive de schimb la baza vieții economice globale, banii au reprezentat întotdeauna un subiect important pentru oameni. În ciuda complexităților și problemelor, banii rămân o condiție esențială a existenței omenirii și un element necesar dezvoltării economice globale. Îți mulțumim pentru că te-ai uitat. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, Dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru pentru a putea urmări și alte subiecte interesante. Ai urmărit pagina de istorie. Ne auzim data viitoare.